ziua și bine v-am găsit. Iată, astăzi este o zi foarte frumoasă și albinuțile mele au început să aducă polen. Ce să zic? E bine la ora actuală să aducă albinuțile polen. Să vedem care aduce mai mult, care mai puțin. Aici văd o activitate mai intensă. Probabil vor aduce și aici. Au înflorit sălcilii și datorită acestor sălcii albinuții le aduc polen, da? Acum nu trebuie să stăm pe bază că acest polen ajunge. Probabil mai e o zi bună mâine, ca suntem în 18. După aceea se cam întrerupe iară perioada de vreme bună. Dacă ar ține 3-4 zile această vreme, atunci ar trebui să mă gândesc să extind cuibul, dar nu neapărat, fiindcă în anii trecuți am observat că dacă surplusul de polen e foarte mare și prima ramă în patul cald, atunci o umple pe prima ramă și în momentul în care apare un surplus o duce după diafragmă, dacă eu nu extind cuibul. Hai să mergem la o altă colonie. Să vedem cam cum lucrează. Acum trebuie să înțelegem că acest polen este, să zic așa, slăbuț ca nutriție pentru albine. Iată, aici încă nu am văzut, dar sigur o să vină. Ceea ce am mai făcut eu în astea două săptămâni în care n-am filmat, n-a fost nimic. Știți că am făcut testul acela cu hrana pe sită, da? Sunt foarte mulțumit de această procedură, nu mai deranjez deloc albinuțele. Deși aici am văzut că aduc. Să vedem care e mai harnic acum, depinde de albinuțe acum, că ele vin, ele găsesc polenul. Coloniile eu le am câteva și trei, mi se pare că pe două rame le-am strâns. Acelea trebuie să le ținem așa strânse ca să poată să-și asigure căldura. Și aici avem un micuț, ca să vedem ce. O frunză. Probabil a căzut când am umblat la ei. Eu încă timp de două săptămâni nu le mai dau, nu le dau sirop. Sirop care ați văzut că l-am dat data trecută a fost de test, ca să văd o modalitate de a da sirop foarte ușor. Iată și aici. Dacă a stat ziua, vor aduce polen cam pentru o săptămână, zic eu, ca hrană. Între timp, ei mai au și păstura. Am găsit și o modalitate de a da turta mai ușor. Astea le-am dat aseară, fiindcă cele care le-am prezentat data trecută le-au consumat. Iată, dacă se vede, albinuță roade. Se ridic un pic. Da, ea roade această turtă pe dedesubt. Această turtă o să asigure hrana necesară pentru circa, să zic, două săptămâni de acum încolo.
Iată ce zbor frumos. Eu sunt mulțumit, dar ca să aveți un zbor bun la polen, trebuie să aveți bine strânși pe rame, că ea nu abandonează puietul pentru a pleca la polen. E bine să fie un echilibru cât mai bun în stup, iar dacă am văzut că se dă sirop, eu nu încep cu sirop, m-am zis, o să dau mai târziu. După ce ați văzut turta respectivă, când o să termine acea turtă de pesit, atunci voi începe cu sirop și voi da un sirop, ca de obicei, mie îmi place să testez, dar e un sirop care a funcționat foarte bine în perioada interbelică. Mulți ar zice că da, dar tehnologia a avansat, am văzut ce a avansat tehnologia, că mai mult tot pe hoție se umblă, se falsifică toate produsele posibile, se bagă tot felul de ingredienți, știu eu ce mai falsifică, dar am văzut acum pe Facebook până și Ultra B e posibil să fie falsificată, deci atunci ce să dăm? Dăm ce să dăm? O să vedeți ce o să dau la momentul respectiv. E foarte mulțumit la ceea ce am reușit să iernez anul acesta. Singura problemă care a apărut la mine în stupină în timpul iernii este pierderea 1 sau 2 măci. A doua matcă încă nu știu sigur dacă e o pierdere sau pur și simplu e de prostă calitate și depune foarte târziu ouă, fiindcă am văzut ouă în ramă, dar încă nu are puiet căpăcit. Oricum, aceste măci au fost pentru rezervă și e foarte bine să ai 3-4 măci într-o stupină, dacă pică una se face o unificare imediat și astfel reușești să-ți salvezi stupina. Stupul respectiv, nu stupina, că stupina, ce să zicem, mai mult. Ne bucurăm în rest de vreme frumoasă. Trebuie să înțelegem că mai vin și vrem, mai vor veni zile proaste, mai ales că aici, în locația în care sunt eu, sunt al doilea climatic de pe țară ca vreme nefavorabilă pentru ca temperatură. Adică când vedeți la Miercurea Ciuc minus 10, la mine e cu minus 8, minus 9, deci e o diferență foarte mică între Miercurea Ciuc și locația unde sunt eu. În schimb, dezvoltarea o să ia în apogeu undeva în luna aprilie. Ne vom dezvolta stupina începând din luna aprilie, poate va fi bine, dar vom vedea la momentul respectiv. Acum ceea ce a depins de noi, am văzut un filmuleț de la Costi, dezamăgit că a dat polen, a dat miere și a făcut rău, că nu are puiet cât dorește. Eu totuși pun accent pe tratamentele antivaroa foarte tare, fiindcă acolo este o problemă mare deocamdată. Și la domnul Călmuș parcă am văzut un stup foarte depopulat, menționând că este vorba de varoa. Bine, până data viitoare vă urez numai bine și o să revin cu momentul în care voi da sirop la albină. Un sirop folosit în perioada interbelică, după care s-a cam abandonat, adică cel puțin la YouTuber n-am văzut să folosească acest tip de sirop. Îl voi folosi eu începând de anul acesta, să vedem ce rezultate are în hrănirea albinei, stimularea ei.
Bine, până data viitoare, numai bine.